Neața, bună, bine v-am găsit, dragi telespectatori. Vă spunem azi marți, 18 februarie, la o nouă ediție a ceaiului de dimineață. Sunt DJ Gabi, alături de mine sunt și în această dimineață Mr. Florin Cățoiu, stăpânul butoanelor, și domnul Ciobi Toșii, cel mai iubit cameraman de duminică. Suntem puțin așa în dilemă cu ce să începem. Dar începem ca de obicei cu povestea poveștilor. Laserul. Se știe că România a fost bună întotdeauna la laseri. Da, se spune laseri la primar, la plural. Sau se spune lasere, Florine? Laseri. Vezi că știam bine. Așa. România a fost bună întotdeauna la laseri. Mai mult, eu eram copil și circula o legendă, un mit cu laserul inventat de Henri Coandă pentru România, cu care au tăiat în 77 tancurile rusești care voiau, sau în 68, care voiau să invadeze România. Dar acum România va avea un laser gigant. Dar nu e doar al României, e al Europei. Unde? La Măgurele. La Institutul de Fizică Atomică. Institut care a beneficiat de aportul substanțial înainte de Revoluție a lui Valentin Ceaușescu. Momentul în care revoluționarii, mari revoluționari, l-au reținut alături de toată familia la Revoluție, l-au luat și pe Valentin Ceaușescu, s-au oprit toți cercetătorii din institut, toți colegii, și-au semnat: vă rugăm insistent să-i dați drumul. Omul ăsta n-a făcut nimic. Într-adevăr, nu făcea parte din nomenclatură, trăia într-un apartament cu două camere la etajul 4, nu voia să fie băgat în politica lui Taxu și a lui Măsa, scuzați expresia, așa, a lui Mumăsa, să fim mai eleganți, da? Și a fost cel care a impulsionat cercetarea în domeniul fizicii nucleare în România, pentru că întotdeauna a mers unde trebuia, la tata, și a cerut fonduri. Au existat fonduri, s-a dezvoltat Institutul, România fiind cu mult peste toate țările din zonă. Ba, la un moment dat, România reușise să obțină 5 kg de plutoniu și Ceaușescu a amenințat voalat un stat vecin. A amenințat voalat și ei s-au cam... acel plutoniu, fraierii noștri de politicieni, care vând tot ce se poate vinde de vreo 24 de ani, l-au predat energie pentru nu energie, e Organizația pentru Energie Nucleară și Securitate în Europa și nu știu ce l-au dat. Pe cum să-l dai dacă era nostru? Putea fi folosit în scopuri pasnice. Dar s-au îngrijorat toți, pentru că România reușise fisiunea nucleară, tindea să devină o putere atomică în zonă. Și lucrul acesta deranja. În fine, orașul Măgurele va deveni punctul de atracție al cercetătorilor din întreaga lume, începând cu aprilie 2015, când laserul gigant va fi dat în folosință. Până acum a fost construită fundația clădirii ce va adăposti laserul și care au fost angajați 20 de cercetători, majoritatea dintre ei români, care au lucrat în universități prestigioase. Da, și e în gândul .info de azi și o fotografie a halei unde va fi adăpostit laserul. Știu că laserul gigant de la Măgurele, LINP Extreme Light Infrastructure Nuclear PSIX, situat la 12 km de București, va fi dat în funcțiune în aprilie 2015. Sigur, unii dintre dumneavoastră își vor pune întrebarea: ce vor face cu el? O să taie brânza în felii perfect egale. Laserul va fi de 10 ori mai puternic decât cel mai performant laser care există acum în lume. În prezent, muncitorii angajați în proiect lucrează la fundația clădirii în care va funcționa laserul. Nu vă faceți probleme că dacă le dau drumul și le plac rușilor sau americanilor, lor vinde și pe ăsta. Nu cred. Ăsta e al nostru și va desena pe lună, va scrie. Știți că cu un program de calculator scrii cu laserul ce vrei tu. Va scrie pe lună: noi suntem români, noi suntem români, noi aici pe veci suntem stăpâni. Unde? Pe lună, că în România nu mai suntem stăpâni. Fiți siguri de asta. România ne este furată de sub fund, bucată cu bucată.
Până acum construcția este aproape în termen, există câteva mici diferențe, sunt câteva puncte critice peste care va trebui să trecem. Așa însă, eu sunt încrezător că vom termina la timp. Până acum construcția este în termen, s-a terminat infrastructura, adică tot ce înseamnă structura de rezistență și este îngropat în pământ. De ce vă puneți întrebarea? Păi dacă explodează la rade jumătate București, o bombă nucleară e zero ce ar putea să facă pe lângă explozia unui laser. Da. Se lucrează la suprastructură, adică structura metalică este deja ridicată, urmează sistemul de antivibrații, a mai spus Nicolae Zamfir, îl pune pe patru cauciucuri de tractor și ăla este sistemul de antivibrații. Directorul Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară, Horea Hulubei. Așa, în total, pe platforma de la Măgurele vor lucra 200 de cercetători ca angajați permanent, iar alți 50 care vor face parte din personalul administrativ. Până acum au fost angajați 20 de oameni, 3 sferturi dintre aceștia fiind români aflați la universități străine. Toate pozițiile sunt deschise internațional. Am avut și până acum câteva sute de aplicații, dar în urma hotărârii guvernului din octombrie anul trecut, prin care s-au aprobat salarii la nivel european, salarii competitive cu orice instituție din lume, a apărut o intensificare a aplicațiilor. În fiecare săptămână apar câteva zeci de dosare, se fac interviuri, spune directorul IFIN HH și al LINP. Interviurile se dau în fața unei comisii formate din specialiștii de la IFIN HH, LINP și Universitatea Politehnică. Activitatea primordială a acestui grup format din primii 20 de angajați este să găsească proiectele pentru viitoarele experimente care vor fi supuse în aprilie unei analize a comunității științifice. Apoi urmează aprobarea din partea Comitetului Științific al LINP. Spre sfârșitul verii sau al toamnei din 2015 se va trece la implementare. Implementare înseamnă achiziția tuturor componentelor, de la detectorii cei mai sofisticați până la șuruburi. Bun, ne oprim aici, e foarte lungă povestea. Eu mă bucur că avem în sfârșit ceva cu ce să ne mândrim. Da, sper că nu-l vor folosi în experimente de genul hai să vedem cum taie perfect unghiile, cum poți face manicura la hairstylist, la să-ți epile sprâncenele cu cel mai puternic laser din lume, nu? Va fi folosit în scopuri științifice și eu cred că de pe acum SRI-ul trebuie să verifice toate persoanele angajate. Altfel, știți chinezii, în două ore fac și eu un laser de ăsta, nu vă bateți capul. Ideea e să vadă cum, ce e făcut. Cunosc povestea blănarului, celui care făcea cojoace îmblănite în Suceava, căruia i-a venit în vizită o delegație chineză cu propunere de colaborare. Dumnealui a zis, da, sigur, sunt deschis la orice colaborare, n-a mai venit nimeni. Pe când a vrut să-și vândă în Bulgaria, Turcia cojoacele, a constatat că vând chinezii cojoace identice cu ale lui la prețuri mult mai mici. De ce? Păi au avut o microcameră, păi ei au filmat tot, frate, erau să-l bage în faliment pe român, noroc că s-a reorientat omul spre Cehia și Polonia. Pentru că altfel se ducea în cap. De aceea spun, aveți grijă când un chinez vă bate la ușă să vă ceară apă. S-ar putea ca a doua zi să vă copieze mobila de bucătărie, să aibă și el una identică. Da, să vedem câte grade sunt acum la satul mare. Am înțeles că astăzi mai vedem soarele. Doar azi, după care urmează o săptămână fără soare deloc. Nori ploaie, nori ploaie, nori ploaie, va curge și roaie. Marți 18... Dar nu, odată mâine, astăzi. Marți 18 februarie, cer parțial noros, 11 grade Celsius, maxima 4 grade, minima 0% șanse de precipitații. Mâine vremea se va mai încălzi puțin, avem posibil ploaie totuși și o maximă de 14 grade Celsius, se pare că este maxima săptămânii, o minimă de 5 grade, 20% șanse de precipitații. Pe joi, da, vremea se răcește, avem o minimă de 3 grade Celsius, o maximă de doar 12 grade, zic doar, nu în comparație cu 14, 30% șansele de precipitații, vineri 21 februarie, ceață, parțial înnorat, 14 grade Celsius, maxima 5 grade minima, sâmbătă 22 februarie, posibil ploaie, 12 grade Celsius, sau 12 grade Celsius, maxima 4 grade minima, 50% șanse de precipitații,
Așa, duminică posibil ploaie, 8 grade Celsius, maxima 1 grad, minima 50% șanse de precipitații, iar luni avem o temperatură, să spunem așa, cea mai scăzută minimă, 0 grade Celsius, minima 8 grade, maxima 0% șanse de precipitații. Deci va fi o săptămână ploioasă, nu cred că o să ieșiți undeva, pentru că știți cum e, plouă, bate vânt, disconfort. 18 februarie, să vedem cine s-a născut pe 18 februarie 1911, Gabriel Georgescu, poet și traducător român, decedat în 1973. Pe 18 februarie 1924 se năștea Ștefan C. Andronescu, istoric al culturii, eseist, traducător român, stabilit în Statele Unite în 1969. 1925, George Kennedy, actor american. 1931, Toni Morrison, pseudonim pentru Chloe Anthony Wolford, scriitoare americană de culoare, laureată a Premiului Nobel pentru literatură pe anul 1993. 1932, Miloš Forman, regizor ceh. Precize ceh? Eu nu știu de ce știam, parcă așa știam eu, că e ungur. Știam că e maghiar. 1933, Yoko Ono, da, soția lui John Lennon. Soția și mama unuia dintre fiii lui, că a avut doi copii, da? Unul cu Yoko Ono. Cântăreața, artist plastic japoneză, soția lui John Lennon, din Beatles. Așa, 1933, Sir Bobby Robson, fotbalist englez, antrenor și selecționer al Marii Britanii, al Naționalei de Fotbal al Marii Britanii, înnobilat de Regina Angliei. Deci, Regina este cea care a acordat titlul de Sir. Sir nu are voie să poarte oricine acest titlu. 1934, Adina Caloenescu, pictor, grafician și gravor român, decedat în 2011. 1938, Ion Stendhal, artist plastic român. 1950, Sybil Shepherd, actriță americană. 1954, John Travolta, actor și cântăreț american. Da, căsătorit cu copii și a descoperit târziu latura cealaltă, am înțeles că a declarat că e homosexual. Așa, dar e un actor extraordinar. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut filmul Swordfish, Operation. Da, Operațiunea Peștele Spadă. E absolut bestial filmul. Iar dacă, totuși cred că cel mai bun rol al lui, rol de agent CIA tâmpit, îl are în filmul From Paris with Love. Wow, niște faze de ți se ridică ea așa părul pe cap. Ping! Și atunci ce să faci? Te duci la frizer că îți rămâne sârmă. Da? 1955, Constantin Cotimanis, actor român. 1965, wow, Dr. Dre, unul dintre cei mai buni rapper din lume. Face parte dintr-o generație de aur, aș spune, a rapului american. Din aceeași generație au făcut parte doi care s-au dus, dar să vorbim despre cei care au rămas. Snoop Dogg, alături de el, LL Cool J, P. Diddy, au mai fost, și... dați-mi voie să vă spun că e un om jos cu pălăria. Născut Andre Rommel Young, compozitor de muzică rap. Da. Și a băgat nebunia în tineret cu căștile lui. Nu pot să le spun acum numele. Sunt foarte scumpe și sună foarte bine. Eu cred că doar numele aparține, că nu le-a inventat el, dar el probabil și-o fi dat acordul. 1975, Gary Neville, fotbalist englez. Așa, ce mai avem astăzi? Da, Ziua Națională a Gambiei, aniversarea proclamării independenței. Gambia s-a format ca stat în 1965. Ah, sunt mai tânăr decât Gambia. Să le spune la mulți ani, le spune la mulți ani, deși nu cred că există vreun cum să le zici la ăștia, gambez sau gambian? Nu știu. Așa. Who's care, ar zice Johnny, da? Dragi telespectatori, avem și azi amândouă cotidienele locale, avem Gazeta de Nord-Vest, avem Informația Zilei, începem Revista Presei. Prima pagină, Gazeta de Nord-Vest titrează: vremea se încălzește în următoarea perioadă. Vama Halmeu blocată de protestatari. Eche a fost trasă de ureche.
Editorial, reacții prezidențiale fără noimă, finanțele sădmărene locul întâi la încasări, mii de copii sunt așteptați în băncile claselor pregătitoare, un sădmărean în circuitul MMA din Marea Britanie. Wow! Da, e vorba de Dacian Barbul, chiar nu săptămâna trecută, acum două săptămâni a plecat. E foarte bun, se antrenează din greu și știm că are și antrenor bun. Așa, ultima pagină, Dolium Presa Sădmăreană, Ilie Sălceanu a trecut la cele veșnice. Așa, rubricuța mică a lui Castorică, incisivul și explozivul Castorel, care i-a împrins cu țigări de contrabandă, ziua națională a Lituaniei marcată la Carei. Da, asta cu vama halmeu blocată de protestatare. Am vorbit ieri cu cineva care trece cam zilnic. Cam zilnic. Și face asta ca să trăiască. Și mi-a spus, ce crezi, că ăia mari vor fi afectați de această măsură? Tot pe ăștia mici se dă cu bâta. Tot ei sunt cei suprimați. Tot lor li se refuză dreptul la viață. Frate, nu mă bag. N-am cumpărat în viața mea, n-am cumpărat țigări ucrainene, n-am cumpărat benzină sau motorină ucraineană, tocmai pentru că aflasem că e de proastă calitate, dar nu pentru că așa e la sursă, ci pentru că ăștia cupeții, ăștia o amestecă cu ce știu eu ce, păcuri cu una alta, sau e posibil să fie în unele cazuri proastă chiar la sursă. Dar cineva mi-a spus, bă, nu risca, nu, mecanic profesionist, nu risca pentru că am văzut oameni care și-au distrus motorul cu asta. Ok, nu risc, n-am treabă, mă duc la pompă, mă cunoaște deja pentru că alimentez întotdeauna, fie ce-o fi, doar dacă sunt plecat din oraș. Întotdeauna alimentez de acolo, că așa mi-a zis mecanicul la început. Băi, de unde alimentezi și bună, n-ai probleme, nu ți se oprește, nu ăsta, tot acolo, du-te, nu tot schimba ei de la unul, ei de la altul, ei de la altul, pentru că diferă și la noi motorina. Eu am zis, am înțeles să trăiți. Fiind cu totul și cu totul paralel, un profan în domeniu, am început să învăț noțiuni de mecanică, de una alta. Și am zis, mamă, dar multe chestii ciudate sunt pe mașină. Na, dar omul cât trăiește, învață. Bun. Etnobotanice la discreție pe net. Hai să vedem cum e cu ăștia, cu vameșii. Vama halmeu blocată de protestatari. Circa 30 de cetățeni, majoritatea din Maramureș, au protestat ieri o oră și jumătate blocând traficul. Protestatarii au blocat cu mașini vama halmeu. A doua zi de proteste ieri în vama halmeu, unde circa 30 de cetățeni, majoritatea din județul Maramureș, au protestat timp de circa o oră și jumătate împotriva introducerii măsurilor speciale de control și a noilor restricții privind cantitățile de alimente, tutun și alcool ce pot fi introduse în țară. Protestatarii au cerut insistent să stea de vorbă cu șeful vămii halmeu, Mihai Chiș, și cu prefectul Eugeniu Avram. Prefectul a fost odată, a înțeles despre ce e vorba, să nu credeți că prefectul e ghișeu de informații, să tot fugă, gata, noi suntem ăia, blocăm, rupem, spargem. Cineva o să se plictisească, la un moment dat va da mână liberă mascaților și să vezi cum o să fugă ăștia care blochează vama. Noi nu încurajăm contrabanda, dar rămânem la convingerea că totuși peștii ai mari nu vor fi afectați deloc. De ce? Au bani, vor da ceva în plus și se rezolvă. Oamenii care au adus și ei un bax de apă, un bax de ulei, un bax de zahăr să vândă, să trăiască, ei vor fi cei afectați. Bun. Mișii cerut în cele din urmă la solicitarea jandarmilor, protestatari au deblocat traficul. Mișii cerut cu insistență. Protestul a început în jurul orei 14, când accesul în vama halmeu dinspre România a fost blocat de mașini la circa 30 de protestatari. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de noile restricții privind cantitățile de alimente, tutun și alcool ce pot fi introduse în țară, care au dat lovitura de grație micului trafic din Ucraina. Aceștia au spus că traficul cu Ucraina le asigura
un nivel decent de trai, iar noile restricții nu le mai permit acest lucru. De asemenea, protestatarii au cerut cu insistență să vorbească cu șeful vămii al meu, Mihai Kiș, însă acesta nu a venit să stea de vorbă cu ei. Să vină Mișii să stea de vorbă cu noi, să ne explice de ce nu ni se permite să trecem granița, au spus pe rând protestatarii. La un moment dat, un reprezentant al jandarmeriei le-a solicitat nemulțumiților să-și desemneze reprezentanți care să discute cu conducerea vămii, propunere refuzată însă de aceștia. Între timp, în zona vămii Halmeu s-au făcut coloane de mașini care s-au întins pe mai bine de un kilometru distanță. Protest încheiat la solicitarea jandarmilor. Da, pentru că ăsta era un protest, o acțiune de protest neautorizată. Și riscau să ia niște amenzi pe urmă. Știți, nu te poți juca, s-a terminat. E că se acceptă un protest spontan. Bun, 5, 10, 15 minute, jumătate de oră, ai spus cine ești, ce vrei, te-am înțeles. Se transmite mai sus, acum nu încearcă măcar, dacă tu nu te descurci, să nu încurci pe ceilalți. Între protestatari și-a făcut apariția șeful Serviciului Organizare, Coordonare, Misiuni din cadrul Jandarmeriei Satul Mare, locotenent colonelul Aurel Pop, care le-a explicat protestatarilor că acțiunea lor este ilegală și că au blocat abuziv traficul din zona vămii Halmeu. Vă transmit că ceea ce faceți azi aici este o acțiune ilegală. Duminica ați depus un memoriu la Prefectura Maramureș și la Prefecturile Maramureș și Satul Mare, care va fi transmis mai departe la guvern. Trebuie să aveți răbdare să primiți un răspuns. Eu, în calitate de reprezentant al jandarmeriei, vă acord 15 minute pentru a debloca traficul, a spus Aurel Pop. În prima parte, protestatarii au declarat că nu vor să elibereze traficul, însă după aproximativ 15 minute a fost mișcată prima mașină din blocaj. Apoi, rând pe rând, protestatarii au eliberat artera și în jurul orei 15:30 mașinile aflate în așteptare s-au pus în mișcare. Dar nu... Unde legea nu-i tocmeală? Sau, de fapt, să ne aducem aminte de ce spuneau mafioții americani. Că legea este o barieră pe sub care șmecherii mici trec pe sub ea. Dar șmecherii mari sar peste ea și doar fraierii dau cu capunea. Cam despre asta e vorba, nu? Eche a fost trasă de ureche. Prefectul Avram cere societății carpatine ardelene să respecte legea și să o aplice cu aceeași măsură tuturor persoanelor fizice și juridice. Prefectul Eugeniu Avram a convocat ieri o ședință de lucru la care au participat reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului, Direcției Silvice, Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu, Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară și specialiști din cadrul instituției prefectului. Întâlnirea a fost convocată ca urmare a sesizării instituției prefectului de către un număr de unități administrativ-teritoriale privind dificultățile în derularea proiectelor proprii ale cetățenilor sau agenților economici la limite sau interiorul ariilor naturale protejate aflate în custodia organizației neguvernamentale Societatea Carpatină Ardeleană, adică RDI, nu știu cum îi zice, Carpat, Egiut, nu știu cum îi spune. Din discuții a rezultat că Societatea Carpatină Ardeleană nu aplică unitar normele privind acordarea vizelor în vederea efectuării unor lucrări pentru gospodărirea pădurilor. Prefectul Eugeniu Avram a dispus constituirea unei comisii mixte de control pentru verificarea aspectelor semnalate. Prefectul s-a arătat nemulțumit de faptul că autoritățile locale au transmis sesizările către instituția prefectului și nu către Agenția pentru Protecția Mediului, organism abilitat de lege să dea avizele de mediu, ținând cont și de planurile de urbanism ale comunelor. Totodată, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului au subliniat că există posibilitatea acordării avizelor favorabile în executarea unor construcții, în special locuințe, condiționate de respectarea unor prevederi ale ordonanței numărul 57 privind zonele protejate. Informare către Ministerul Mediului. Prefectul a arătat că sesizările privind aspectele neconforme în aplicarea legislației de mediu de către custode sunt transmise către Agenția de Mediu cu atât mai mult cu cât proiectul regulamentului de management al ariilor protejate naturale în râul Tur este înaintat Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice pentru avizare cu consultarea și avizul Agenției de Mediu.
În final, prefectul a făcut un apel la implicarea în rezolvarea problemelor cetățenilor și transmite custodelui obligația legală de a respecta legea și de o aplica cu aceeași măsură tuturor persoanelor fizice și juridice ce intră sub incidența legii. Prefectul a dispus să se întocmească o informare ce va fi transmisă Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în care se vor menționa diferite disfuncționalități privind excepțiile de la aplicarea legii ce reglementează ariile protejate, cât și managementul defectuos al custodelui și reclamațiile la adresa acestuia. Da, când au făcut această organizație non-guvernamentală, nimeni nu știa ce dorește această organizație și unde se va ajunge. S-a pus pe dat amenzi, dar de astea babane, fără să țină cont că omul ăla n-are de unde să plătească. Trebuie să te uiți la om și să știi, păi până și un polițist de stradă să uită la om cum e îmbrăcat și în funcție de asta îi dă amenda. Și dacă ești necăjit, nu o să-ți ia salariul de la copil, trebuie să-ți dea o amendă mai mică, nu? Nu o să-ți ia pâinea de la gura copiilor. Da, vezi de treabă, la noi, ca la nimeni. Cresc importurile de carne de porc din Ungaria. Așa, ce mai avem? Copiii de la grădința 33... pietoni pe strada copilăriei. Dragi telespectatori, luăm acum pauza publicitară, știri, ne întoarcem după. De ce îndrăgostiții din ziua de astăzi sunt mai atipici, acum că urmează Valentine's Day? Nu știu. Ceva... Pentru că s-au schimbat vremurile sau eventual tendințele sau de ce credeți? Vistoș. Da. Știți cumva ce cumpărau părinții noștri de Valentine's Day sau de dragobete? Nu. Dumneavoastră ce cumpărați de obicei? Cadouri atipice sau cadouri mai tradiționale? Tradițional. Așa mai... Da. Ne puteți da un exemplu de un cadou atipic? Ceva... Fotografie cu familie sau... Așa, cu... Nu știu cum să zic, sau ceva... Ceva mai... O lingerie sexy, eventual, poate, nu. Sau... Acum nu. Dar fi un cadou potrivit. Acum vreau să fac căpșuni cu ciocolată. Asta o să fie pentru... Sunt mai atipici pentru că probabil sunt mai, așteaptă mult mai important, ceva mai important și li se pare mai important treaba asta pentru că... Cam ce cadou ai alege tu să fie așa unul atipic? Păi totuși ceva mai interesant, ceva mai frumos. Îți vine minte acum un exemplu de lingerie sau o călătorie cu balonul? Sau o călătorie undeva în excursie, la munte, undeva unde e ceva mai frumos, ceva mai interesant, să pară ceva mai nou. Deci putem spune că cadourile atipice sunt cadourile mai interesante, nu? Da, da. Noi eram mai romantici pe vremea noastră. Acum viața se schimbă, evoluăm și probabil și tineretul. Dar care credeți că ar fi un cadou potrivit pentru Valentine? Pentru mine o floare ajunge. Pentru alții care au pretenții poate mai mari, doresc altceva. Ne puteți da un exemplu de un cadou atipic care vă vine acum în minte? Nu știu. Habar n-am. Nu știu. Probabil cei care doresc cadouri prea scumpe sau prea sotis. Nu știu. Pentru mine e o floare, o carte, o... ce știu eu, lucruri din astea mai mărunte, mai fără
o valoare prea mare. Ciocolată. Mergem să mâncăm ceva. Deci cam astea ar fi cadourile atipice. Cadouri? A, nu știu. Ceva pahar cu simbol. Tu ce cadou atipic vrei să faci anul ăsta? Te-ai gândit deja sau? Încă nu. Încă n-am cumpărat. V-ați gândit, de exemplu, la un cadou mai atipic? Păi ceva mai ieftin așa. Nu. Cam care ar fi cadourile atipice pe care le cumpără tinerii din ziua de astăzi? Un parfum, ceva? Un parfum. Sărbătoriți Valentine's Day? Da. Am revenit, dragi telespectatori, 8 și 20 de minute. Să închidă, vă rog, cineva ușa asta. Îmi aude ecoul din montaj. Da, avem și în această dimineață un sac de mâncare pentru câini oferit de Gamma and Gamma Number 1. Cum vă spuneam în edițiile precedente, m-am întâlnit cu administratorul firmei Gamma and Gamma Number 1, cu domnul Marius Balaji, care a oferit zilnic câte un sac de mâncare pentru cățelușii telespectatorilor noștri. Mâncare thank you de la Gamma and Gamma Number 1. Sacul are 10 kg. Aveți afișat numărul pe ecran. Sunați și vă faceți cățelul fericit. Va fi cu burta plină o lungă perioadă de timp. Așa. Până când ne sună cineva, noi trecem la povestirile din lumea mondenă. Iată, asta este, îmi place, da. Andreea Mantea va încasa un salariu fabulos la emisiunea Burlăcița. Va fi protagonista celei de-a doua serii a celei de-a doua ediții a show-ului Burlăcița, iar onorariul ei pentru a participa la o asemenea emisiune este unul fabulos. Bruneta va câștiga o adevărată avere și nu este exclus să se aleagă și cu un bărbat, întrucât formatul este unul matrimonial și se bazează pe sentimente. Andreea Mantea o știm de mult, nu știm dacă dumnei este foarte cunoscut acest termen, sentiment. Florin, ai luat pozele, dă-ne niște fotografii cu Andreea Mantea. Așa. Șefii Antenei 1 au ales ca noua Burlăciță să fie Andreea Mantea. Este frumoasă, sexy și are o carismă incredibilă. Au fost argumentele pentru a o distribui pe vedetă în show. Apoi au început și negocierile pentru salariul ei. Surse din cadrul emisiunii susțin că bruneta va avea un onorariu uriaș la noul loc de muncă. Da, aici o avem pe Andreea Mantea. E frumușică tare, n-are asemănare. Cine spunea că... Da... Avem, iată, în acest moment un telefon, probabil e pentru mâncarea pentru câini, thank you. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine stăm de vorbă? Monica. Sărămâna, domnișoara, doamna Monica, bine doamna ați venit Monica. La ceaiul de dimineață. Ați sunat pentru mâncarea de câini? Da, da, da. Știți cum se numește? Știi cine face Gamma and Gamma. Gamma and Gamma, bun. Ați sunat, ați câștigat ceaiul de dimineață, v-a premiat cu un sac de 10 kg de mâncare pentru câini thank you de la Gamma and Gamma Number 1. Vă rog să rămâneți să dați colegilor datele și astăzi după ora 11 sunteți așteptată până la ora 17 să ridicați mâncarea. V-ați făcut cățelul fericit. Dar ce cățel aveți? Opa! Probabil Florina a oprit. Da.
Surse din cadrul emisiunii susțin că Bruneta va avea un onorariu de 50.000 de euro pe sezon, o sumă uriașă pentru un astfel de concurs. Mai mult, în funcție de audiențe, ea va mai încasa încă 1.000 de euro pe episod, plus un bonus de final. Păi dacă mai are 10 episoade, să spunem, da, 2 luni jumate, ia 60.000 de euro plus un bonus de final, care poate fi și ăla undeva de la 5.000 de euro în sus, poate fi și 10. Iată cum s-a rezolvat frumoasa Brunetă, o vedeți și aici pe marginea piscinei, cu un ananas lângă ea, ce mai? Aici, de asemenea, în rochiță sprijinită de o masă. Andreea Mantea s-a rezolvat. Filmările la Bulăcița au început deja de 3 săptămâni. Vor fi 12 ediții. Deci nu cum prevăzusem eu, 10, 12. Asta înseamnă din start 62.000 de euro. Așa, i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Toate numai în locații de lux. S-au tras deja câteva cadre în România, dar de 7 zile s-a plecat în Statele Unite pentru o nouă rundă a show-ului matrimonial. Băieții aleși sunt extrem de arătoși și nu este imposibil ca la final Mantea chiar să se îndrăgostească de unul dintre ei, a mai spus o prietenă a Andrei. Vezi de treabă. Nu. Fata se îndrăgostește de portofelele groase, de carduri. Cunoaștem noi formatul, genul, da? Îi prevăd un viitor strălucit, fetei. Da. Acum, povestea Iuliei Ionescu. Iulia Ionescu, fetița care a plecat de acasă, olimpică, învață foarte bine, e foarte bună la învățătură și iată, a șters-o la mănăstire. Aici o aveți. Într-adevăr, pe chipul ei se citește inocența specifică, nu adolescenței, copilăriei, că e o copilă încă. Noile informații apărute în ancheta privind dispariția pentru 4 zile de acasă a Iuliei Ionescu nu par să ajute la clarificarea situației. Autoritățile se contrazic și nici până acum nu se știe cu certitudine unde și cum s-a ascuns fata în acest timp. Dar, în fine, a ajuns acasă. Cred că părinții ei sunt fericiți și cred că au făcut-o să conștientizeze că le-a produs o mare durere în suflet. Să nu știm unde ți este copilul. Doamne Dumnezeule, păi da, unii ar face cu capul. Reprezentanții mănăstirei Sihăstria Rarăului din județul Suceava, suspectați că ar fi ascuns-o într-una din cele 3 seri în care Iulia a lipsit de acasă, au declarat ieri că și-au făcut doar datoria. Să vă spun cum a fost găsită. Domnul vicepremier Oprea a făcut o celulă de criză și a apelat la sprijinul Patriarhiei Ortodoxe Române, care a dat o circulară tuturor mănăstirilor că nu au voie să adăpostească minori fără acordul părinților. Deci să nu se știe nimic unde este. Părinții trebuiau anunțați imediat și hopa la faza asta, cum au primit circularea toți cei stareții mănăstirilor, au făcut step out, pas în spate, stați puțin că nu e de joacă, vine circularea de la Patriarhie. Dar a fost foarte inspirat domnul Oprea că a ales să vorbească cu Patriarhul Daniel. Și așa au găsit-o. Celulă de criză la Ministerul de Interne cu sprijinul specialiștilor din IGPR și a fost găsită până la urmă. Dar e bine că a apelat la Patriarh, pentru că altfel puteau să o caute mult și bine. Dacă starețul unui mănăstiri nu declară, da, este la noi, n-ai cum să o găsești acolo, pentru că au atâtea chilii și asta că o pot ascunde. Nu am ascuns pe nimeni. Polițiștii au venit vineri în jurul prânzului să ne întrebe dacă am văzut o copilă, dar ea nu era aici. Fetița a ajuns vineri seara pe la ora 21, a stat pe hol cu alți solicitanți și a așteptat la rând să se spovedească. A zis că este din București, mi-a spus că are 16 ani deja, însă nu mi-am dat seama că minte. A zis că nu are buletinul la ea și că ar vrea să meargă la mănăstire să slujească lui Dumnezeu. A spus că este în clasa noua, că e bună la învățătură, chiar olimpică. Era blândă, dar neliniștită, așa că i-a spus să meargă să-și termine studiile, să aștepte să devină majoră și am sfătuit-o că în ce vrea să facă, să aibă binecuvântarea părinților, a povestit starețul Ioan.
Fata i-ar fi rugat să nu cheme poliția, pentru că fata i-ar fi rugat pe călugări să nu cheme poliția. Aceștia au respectat dorința minorei și au cazat-o vineri seara, urmând ca a doua zi Iulia să meargă acasă la București. Am trimis-o la gară cu un călugăr ca să nu pățească ceva, să nu se arunce în fața trenului sau să nu aibă vreun accident. Noi ne-am făcut datoria din punct de vedere moral, religios și social, a mai spus starețul mănăstirii, care îi îndeamnă pe cei apropiați Iuliei să o sprijine să depășească acest moment dificil din viața sa. Șeful de tren și-a schimbat declarația. E, șeful de tren de pe ruta Moscova-Sofia, Cornel Grigoriuc, cel care susține că a predat-o pe Iulia Cristina Ionescu polițiștilor, a fost audiat de anchetatori la Suceava. În fața lor, conductorul pare să-și fi schimbat declarația. El a mărturisit că a aflat de copilă în momentul în care le-a cerut biletele polițiștilor care o supravegheau pe elev în vagon încă de la localizarea în Suceava. Oamenii și-au declinat identitatea și i-au spus șefului de tren să-și vadă de treabă. Între Arjud și Focșani, polițiștii sub acoperire au mers la Iulia și i-au spus că sunt de la poliție și o să meargă cu ei. Au precizat surse judiciare. Da, vă dați seama ce desfășurare impresionantă de forțe? În vamă s-au urcat 4 polițiști într-un vagon, 4 în celălalt. 8 polițiști au așteptat-o pe fată. Nu cumva să îi se întâmple ceva? Nu poți să știi, nu poți să știi niciodată. E o poveste încurcată și... eu zic că e bine că s-au lămurit lucrurile până la urmă. Dar o știre tristă, dragi telespectatori, și stupidă parcă. O stewardesă a căzut din avion. Poveste incredibilă a unei alte stewardese. A căzut din avion în aeroportul din Dubai, în urma ciocnirii avionului cu o mașină a serviciului de catering. Dar nu au închis ușa sau i s-a deschis ușa avionului. Știu că în momentul în care ești în aer și se poate în urma unui accident, pentru că altfel nu, prin absurd, să se deschidă ușa, se produce acea depresurizare în urma căreia pasagerii pot fi aspirați afară. Tragedie. Ia, dă-ne fotografia cu stewardesă, Florin. Au diverse uniforme la diferite linii aeriene. Ia uitați-vă aici. Asta este chiar sexy stewardesa. Nu știu, probabil americani, că în Dubai cred că trebuie să poarte și acea vălul islamic peste, nu? Da, sunt de la diverse companii, inclusiv e una de la Tarom pe acolo, așa, care spune de ce să explica, e un seminar, de ce să fii stewardesă. Am înțeles că foarte multe fete din România își doresc acest lucru, datorită faptului că văd lumea gratuit, că au câteva ore până când pornește avionul spre altă destinație, ore în care intră în revizie, așa, îi se face control tehnic și de asemenea partea financiară. Da, sigur, vor zice unii, da, nu le e frică, pică avionul. S-a demonstrat din punct de vedere statistic, avionul este cel mai sigur mijloc de transport. Sunt mai multe accidente rutiere, feroviare, nu, maritime, decât cele de aviație. E vorba de o stewardesă de la compania Ural Airlines. Incidentul s-a produs în timpul pregătirii avionului pentru zborul U-6806 Dubai Perm. În urma coliziunii, avionul a suferit pagube minore. Stewardesa a ieșit din avion în momentul coliziunii. În prezent, ea se află la un spital din Dubai. La Dubai a fost trimis un avion de rezervă pentru zborul la Perm, a anunțat serviciul de presă al Ural Airlines. Ural, ăștia să bruși bănuiesc. Presa notează că aceasta este aceasta. Cine scrie articolul? Aceasta este un caz izolat. Acesta este un caz izolat, e corect. Deoarece există o poveste a unei stewardese, Vesna Vulović, care este incredibilă în ceea ce privește căderea din avion. Respectiv, pe 27 ianuarie 1972, un avion iugoslav s-a rupt în două în timpul zborului și s-a prăbușit de la o înălțime de 10.160 de metri. Stewardesa Vesna Vulović a fost singura supraviețuitoare, uimind comunitatea științifică internațională. Potrivit cărții recordurilor Guinness, fosta stewardesă deține recordul mondial privind cea mai lungă cădere fără parașută. Wow, și-a supraviețuit. Avionul iugoslav călătorea de la Copenhaga la Zagreb și s-a prăbușit de la 10.160 de metri pe teritoriul Cehoslovaciei. În prezent, Republica Cehă, 23 de pasageri și 4 membri ai echipajului au murit. Singura supraviețuitoare a fost Vesna Vulović, pe atunci în vârstă de 22 de ani. Echipele de intervenție au descoperit trupul frânt printre rămășițele arse ale avionului. Când s-a trezit din comă, Vesna Vulović a avut ca ultima amintire momentul în care pasagerii s-au urcat în avion, așa că i-a putut ajuta pe anchetatori
să determine cauza prăbușirii avionului. În urma unei investigații făcute oarecum în fugă, s-a stabilit că separatiștii unei grupări fasciste croate au detonat o bombă aflată la bordul avionului, cu toate că atentatul nu a fost revendicat vreodată. Da, foarte urât. Bun, și acum sfatul specialiștilor. Cu toții aveți laptop acasă sau calculator sau cameră. Lipiți ceva peste camerele video de la laptop, tabletă sau smartphone. Iată motivele. Dacă citești articolul pe un smartphone, pe o tabletă sau pe un laptop, este foarte simplu să fii urmărit. Specialiștii în securitate informatică, da, aici avem cadrul unui laptop de margine. Știți că marea majoritate laptopurilor au camerele sus în ramă, cu un leucoplas peste el. Specialiștii vă sfătuiesc să lipiți ceva peste camerele video. Probabil că și tu ții laptopul pornit în casă sau telefonul pe noptieră lângă pat. E o invitație deschisă persoanelor răuvoitoare să-ți invadeze intimitatea. Studiile sunt nenumărate. În 2010, o școală din America a descoperit că webcamurile laptopurilor ar fi realizat și salvat 30.000 de imagini. De asemenea, companiile care închiriau laptopuri foloseau softuri care făceau capturi de ecran, dar și imagini cu webcamul. Specialiștii în securitate informatică vă sfătuiesc să lipiți ceva peste camerele video de la laptop, tabletă sau smartphone. Am făcut asta de mult. Am pus o bulină de aia top de preț. O bulină de preț, cum vedeți în magazine. Am pus peste camera mea, dar de mult, cred că de un an de zile. Și copiii tot o dau jos când vor să vorbească cu alții prin webcam. Așa. Unul dintre cei mai importanti specialiști în securitate, de la F-Secure, Michael Haiponen, folosește leucoplas pentru laptopul său. Spune că îl dă jos atunci când are o videoconferință, după care îl pune la loc. Sunt plătit să fiu paranoic, la ce vă așteptați? De asemenea, fondatorul FunSpy și Fine Fisher, Martin Münch, folosește hârtie lipicioasă pentru a-și apăra intimitatea. Un alt specialist în securitate, expertul în criptografie, Whitfield Diffie, folosește banda adezivă pentru laptop. Am încredere în banda adezivă mai mult decât în orice soft. Dacă e pusă banda adezivă, camera nu mai poate face fotografia, a declarat el în timpul conferinței de presă Asucert. Da. Cum vă spuneam, și eu folosesc, și nu de acum de mult, de când unui prieten de-a meu i-au venit prin e-mail fotografii, capturi din partea altor șmecheri, îi cunoștea bineînțeles, dar ăștia i-au zis, ia uite ce am descoperit, un program cu care putem să te fotografiem, putem să te filmăm pe acasă, și atunci m-am zis, aoleu, dar ăștia pot să-ți vadă orice în casă, inclusiv soția când iese dezbrăcată din baie, nu? Sau doar în lenjerie intimă. Și atunci pune, frate, ceva pe el și s-a terminat poezia. Dezamăgirea hackerilor va fi, băi, întuneric, ăsta n-are cameră sau este stricată. Bun, luăm acum, dragi telespectatori, pauza publicitară, ne întoarcem. Neață bună, dragi telespectatori, am revenit, au sosit și invitații noștri din această dimineață. E vorba de doi sportivi din elita judoului sădmărean, Marian Hala și Vasile Fujle Junior. Bună dimineața, bine ați venit la ceaiul de dimineață. Bună dimineața. Bună dimineața. Spre deosebire de mulți invitați de ai noștri, de diverse vârste, vouă vă lipsește ceva. Știți ce? Burta. Cum faceți? Câte antrenamente aveți pe săptămână? Aveți? Păi, pregătirea noastră constă într-un număr de 8-10 sesiuni de antrenament pe săptămână. Sunt zile când facem două antrenamente pe zi, zile când facem un antrenament pe zi, în funcție și deși în funcție de perioada în care ne aflăm, precompetițională sau perioada de încărcare, în funcție de asta. Da, aveți o scurtă pauză vara, când să fugiți până la mare sau în diverse stațiuni, nu? Cam greu, pentru că calendarul nostru competițional este foarte încărcat, mai ales anul acesta. Avem multe competiții, stagii de pregătire și ne va fi foarte greu să ne luăm o pauză de relaxare sau pentru vacanță. Da, dar voi fiind cum nați, fiind în familie, nu vă mai apucă și pe acasă, nu pe saltea pe covor, așa, câte o trântă amicală. Chiar acum dimineața vorbeam cu Vas, suntem amândoi obosiți, aseară ne-am ultima energie ne-am depus la antrenament, acasă nu mai avem chef de nicio răscoală, nicio bătălie. Nu mai plus,
Plus nu știu dacă i-ar conveni la mama Alena. Zivasei. Da, am muncit foarte. Am muncit din greu aseară și se simte oboseala astăzi. Da, eu spun că e un lucru extraordinar că tu ai ajuns și arbitru internațional și acum ești invitat, știu că ai fost și în Statele Unite, ai fost prin toată Europa, acum urmează să mergi unde? În Polonia? La Cupa Mondială Feminină, Varșovia, unde o să fac deplasarea împreună cu lotul național de fete. Lot olimpic. Lot olimpic, pardon. Ai, noroc că ești necăsătorit, altfel nu știu ce-ar fi zis să fi avut soția, nu, ce-ar fi zis soția la campionatul mondial la feminin, vă dați seama, dragi telespectatori, ar fi avut un succes mai mare ca Antonio Banderas. Da, numai știu că n-ai vrea judocana, ai vrea o femeie care să nu te ia la antrenamente acasă. Care să mă înțeleagă. Care să te înțeleagă, foarte frumos spus. Știm că pe Marian îl înțelege soția pentru că a crescut toată viața ei lângă judocani. Da. A și practicat. A și practicat judo? Da, câțiva ani. Foarte tare. Vezi, asta nu știam. Știam că frate tău a făcut, dacă studioara ta a practicat judo, în copilărie a făcut și a judo, sigur. Și acum clar să mă înțeleagă, pentru că a crescut într-o familie de sportivi în acest domeniu judo. De multe ori vine la sală cu mine, stă să uită la antrenament. Da? Cu aia mică. Super. Păi bănuiesc că fiică ta va ajunge campioană mondială. Campioană mondială o să fie, dar nu știu la ce sport, dar campioană va fi, care are tendința. Are antrenor în familie, are arbitru, are vicecampion european, are tot ce trebuie pentru, astea sunt ingredientele pentru o carieră de succes în sport. A început anul, voi ce ați executat până acum anul ăsta? Deci, cum ți-am zis, o să avem un 2014 bogat în competiții, în stagii de pregătire, cantonamente. Am început în luna ianuarie cu un cantonament de pregătire la munte, am făcut încărcare, 10 zile, perioadă foarte grea de încărcare. La sfârșitul lunii, lui ianuarie, a urmat tot așa un stagiu de pregătire la Oradea. Au venit 5 țări, au fost peste 200 de sportivi, ne-am întâlnit acolo 7 zile din greu. După care au început competițiile. În prima sâmbătă din februarie am avut 3 sportivi de la CSM Satu Mare care au participat la Cupa Mondială de la Sofia. Acum sâmbătă am avut 2 sportivi care au participat la Cupa Mondială de la Oberwart, Austria. Și săptămâna viitoare urmează Cupa Mondială din Cehia, Praga, unde voi participa eu și încă 3 băieți de la CSM Satu Mare, unde sperăm să trecem cât mai multe tururi, să obținem o clasare cât mai bună, în primii 7, primii 5, chiar medale dacă se poate. Competiția este de un alt nivel, pentru că participă peste 50 de țări, sportivi din peste 50 de țări, deci este un nivel la nivelul mondial, spăvind cei mai buni sportivi din lume, și pentru aia zic că obiectivul este să trecem cât mai multe tururi, să acumulăm puncte. Cu fiecare tur trecut câștigi puncte și urci în clasamentul mondial, care la sfârșitul la... Ceva asemănător cu tenisul, nu? Da, este ca și la tenis, clasament, da, și la noi asta. Și în 2016, în luna mai, se trage linie și primii 20 de sportivi participă la olimpiadă. Pentru aia zic că aceste turnee sunt foarte importante, să acumulăm cât mai mult puncte, să fim cât mai sus în clasament, să putem, sperăm să avem un participant din Satu Mare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Dar să nu uităm că voi ați avut... rezultate bune și anul trecut și la Miercurea Ciucu, unde au participat și veteranii. Ai participat chiar tu, a participat Otilo Gherghe și Otilo Pers, da? Da. Și cum a fost? Eu am ieșit vicecampion național la categoria 81 de kilograme, la vârsta M1. Gherghe Otilo și el a luat argint și Pels Otilo a luat aur la 90. Asta da, dar campionatele, competițiile pentru veterani se încadrează în grupe de vârstă sau? Da, de la vârsta de 30 de ani în sus, de acolo începe. Da, de la 30 de ani. Da. Foarte interesant. Și ține mai puțin o repriză sau... Da, cu un minut mai puțin. Și cum crește în vârstă, tot scade câte un minut. Da, foarte interesant și chiar bine, pentru că vezi că odată ce avansezi în vârstă nu mai ai același randament, să spunem, aceeași anduranță, rezistența scade. Chiar dacă știi toate procedeele și te miști, să zicem, la fel de rapid ca în tinerețe, totuși e bine că se reduc așa.
Spune-ne, te rog, cât ține o repriză la voi? Că voi aveți de unde? Combustibil, putere? La noi un meci durează 5 minute. Un meci 5 minute, da, așa? În caz că suntem la egalitate, se prelungește până la primul scor. Stai așa, cum se numește egalitatea? Vazarii sau cum? Nu, no, egalitatea... Golden score. A, așa. Urmează golden score. Urmează, după egalitate urmează golden score, adică punctul de aur. Cine punctează primul, câștigă meciul. Ca și cum ar fi golul de aur, la cum a fost mai demult la fotbal. Exact. Dar tu de obicei câștigi prin nipon, nu? De cele mai multe ori încerc. Este când îmi reușește, este când nu. Când sportivii sunt de valoare apropiată, e greu să-i faci pom, pentru că și sportivul e de valoare bună și știe ce face, se apără, contraatacă și el. Tot timpul încerc să faci pom, să termin meciul cât mai repede. Da. De remarcat faptul că CSE Fâșle a fuzionat cu Clubul Sportiv Municipal și sunteți acum luptați, legitimați la CSM Satu Mare, nu? Da, e foarte bine de punctat asta. Deci, socrul meu a hotărât și a fost de acord ca sportivii de la Clubul Sportiv Fâșle Security să treacă în subordine la Clubul Sportiv Municipal. Secția de judo de la CSM este nou înființată de anul trecut și mulțumim pe această cale domnului primar Consiliului Local pentru că ne-a cooptat și pe noi în clubul lor și sper să contracarăm cât mai multe rezultate pozitive, să le mulțumim pe această cale. Da, mai există fair play în ziua de astăzi în lumea judo-ului? Dacă mai există fair play? Da. Ba da, există. Există. Există foarte mult, mai ales după, acum în ianuarie s-a schimbat iarăși regulamentul, în ideea aceasta de a fi cât mai, dinamic și cât mai fair play. Astea sunt două puncte care s-a pus accent pentru nou regulament, în nou regulament, cât mai dinamic și cât mai fair play. Și să fie mai spectaculos, să atragă cât mai multă audiență. Da, audiența. Că știu că există sporturi deja în care gata, scopul, scuză, mijloacele, nu mai există, fair play, se calcă tot în picioare, dacă poți să fentezi, fentezi, nu contează cum câștigi, ideea e să câștigi. Și atunci spun, pentru ce mai are rost? Nu mai are rost sportul dacă nu ești fair play. Judo este corect. O parte a supleții, iar pe saltea, ca și sportiv, nu ai voie să vorbești cu arbitru, decât dacă ești întrebat. Nici cu adversarul. Nimic, dacă așa. Vorbești sau risc să fii descalificat. Am înțeles. Da. Da, și cum ai zis înainte, că multă lume profită de tot felul de... Terticuri. Da, ca să câștige la noi, nu poți. După, în nou regulament, ești filmat din trei unghiuri. În caz că faci ceva și arbitru după saltea nu observă, sunt pe margine arbitru judecător, este comisie, care ei văd din răloare din trei unghiuri diferite și n-ai cum să scapi. Pentru aia sportivii nu se mai gândesc să fenteze. Da, deci încearcă să câștige. Și decizia se ia în modul cel mai corect. Adică dacă arbitru principal a greșit, decizia se poate schimba. Chiar și dacă... Extraordinar. Chiar și dacă meciul s-a încheiat și sportivii au părăsit suprafața de luptă, îi cheamă înapoi și schimbă decizia. După analiza video, dacă e cazul. Da, asta în scopul ca să fie corect judo-ul cu sportivul. Dacă l-au câștigat, ăla merită să câștige. Să nu uităm, judo-ul provine din Japonia. Japonezii ce aveau? Bushido, codul onoarei. Deci, în privința onoarei, japonezii, pentru ei, onoarea este sfântă. Și mie ce mi-a plăcut mai mult la voi, că după ce se termină meciul, sportivii dau mâna, unii chiar se îmbrățișează, ok, deși poate nu s-au văzut niciodată până atunci, nu bă, ca în alte sporturi, că trebuie să-i țină doi pe ăsta, doi pe ăla, nu cumva să sară iar, că vai, domne. Știi ce e cel mai interesant și de admirat? După ce te bați 5 minute acolo la moarte, că... Lupți, care pe care, da? La sfârșit te îmbrățișez. Ce poate fi mai frumos și mai de apreciat? Respect. Da. Nimic respectul, nimic personal, cel mai bun învinge, da. Nu? Ai dat mâna, mulțumesc că ai fost mai bun, data viitoare poate te bat. Și viața merge înainte. Absolut. Sloganul olimpic să nu uităm e: ai învins, continuă, ai pierdut, continuă. Cum apreciați voi evoluția? Că acum voi ați crescut sub mâna unui mare, cel puțin tu, Vasile, da. Sub mâna unui mare arbitru. Taică tău și-a dedicat toată viața judo-ului. Antrenor. Antrenor, da. Antrenor și arbitru a fost, da. Sub mâna unui mare antrenor, taică tău, și-a dedicat toată viața judo-ului. Cum vedeți evoluția în ultimul timp? Că Satu Mare a fost bun în judo și înainte, dar acum parcă ieșiți și aveți mai multe rezultate pe plan internațional.
Păi acum am început chiar de această, din această săptămână cu o grupă de copii. Antrenamentele se țin la liceul CFR, marți și joi de la ora 5. Așa, și ne ajută și colegul nostru, Gheorghe Atilă, împreună cu tata și noi. Dar noi facem, Marian se ocupă de noi la seniori. Adică suntem grupe separate, că nu putem să lucrăm cu copiii împreună. Da. Că e alt nivel de antrenament. Da, alt nivel, bineînțeles. Și plus, tu ți-ai descoperit, cred că, și latura pedagogică. Pentru că e mai greu cu copiii, trebuie să le captezi atenția, trebuie să ai răbdare. Da, îmi place să lucrez cu copiii, am mai lucrat, dar timpul nu prea îmi permite să fiu peste tot. Și partea care te distrează cel mai mult e când vin cu niște întrebări de alea, de nu știi de unde le-au scos. Nu? Da, da, trebuie să le dai explicații. Referitor la întrebarea care a pus că evoluția judo-ului în Satu Mare, nu sunt de foarte mulți în judo din Satu Mare, dar pot să spun că în ultimii ani domnul Terei de la Clubul Sportiv Unio a menținut sus ștacheta judo-ului Satu Mare la nivel național prin performanțele care le-au obținut. Da, deoarece Pandi, Samuel, Loran. Deoarece Soclum a avut un moment de pauză, întrerupt, au avut și alte treburi, alte activități, dar acum eu zic că venim puternic și suntem susținuți în această cale de a obține obiective cât mai mari, suntem susținuți și eu zic că venim puternic din spate și o să obținem rezultate cât mai mari. Am trecut în toamnă, primele rezultate remarcabile s-au și văzut la finala Campionatului Național de Seniori, unde judo Satu Marean a obținut 3 medalii, și una la 3 la masculin, una la feminin. Ceea ce în ultimii ani nu au avut, la o ediție de finală la Campionatul Național de Seniori, nu au avut atâtea medalii odată. Și eu sper că anul ăsta să fie și mai bine. În luna martie o să fie Campionatul Național pe echipe, finala, deci divizia, unde Satu Mare, da, de seniori. Satu Mare o să aibă o echipă și zic eu cât de cât competitivă, să ne batem, să luăm o medalie. Și dacă reușim să luăm o medalie la divizia, la finală, zic că o să fie o performanță foarte mare. Da, bineînțeles. Care va fi totuși pentru tine cea mai importantă competiție din acest an? În acest an avem în luna aprilie în Franța, la Montpellier, Campionatele Europene de Seniori, unde sper să particip, și în luna august Campionatele Mondiale de Seniori, în Rusia, la Chelyabinsk. Bineînțeles, asta la europene, pot să zic că 80% voi participa, asta în funcție de starea mea de sănătate, să nu mă accidentez. La mondiale depinde ce voi face și până atunci, la turneele de pregătire. Dacă confirm, dacă nu am nicio șansă, n-are să mă duc până acolo numai să fiu vizitator. Când vreau să merg la un concurs, merg să și punctez. Dar dacă o să mă simt pregătit și în vână, ca să zic așa, o să merg și la mondiale. Dacă nu, o să văd până atunci evoluția mea. De asta, în primul rând, să fiu sănătos, cel mai important. Da. Mi s-a părut un moment încărcat de modestie, cu toate că sunteți amândoi campioni, amândoi aveți câte o vitrină XXL plină cu medalii și cupe, sunteți foarte modești și ăsta este un lucru esențial. De asemenea, în viața de zi cu zi, eu cred că aveți răbdare, nu vă sare capacul una, două, aveți un autocontrol deosebit datorită sportului, este sau nu este? Bineînțeles. Eu zic că orice sportiv e mai controlat, are un caracter mai puternic și nu numai noi. Da. Vasile, îți dorim mult, mult succes la arbitraj în Polonia. Nu te văd bine cu atâtea fete acolo. Cred că sunt unii arbitri din România care te și invidiază. Probabil. Na. Și poate mi-i cu poloneză frumoasă, sunt deosebit de frumoase. Eu am cunoscut câteva în Varșovia, așa că poate vii acasă cu poloneză. Mai greu o să fie cu Translate-ul. Da, există Google Translate. Ca și sportiva noastră, mi-am propus să obțin titlul național la veterani și în luna iunie o să particip la campionatele europene de veterani din Ucraina, din Donetsk. Oh, Ucraina! Sunt foarte buni și ucrainenii la judo. Ucrainenii, rușii. Da. Da, îți dorim mult, mult succes și... Mulțumesc! Dragi telespectatori, înainte să vi-l dau pe Mr. Florin Mureșan, bancul zilei. La o cină de afaceri, o blondă foarte vaporoasă îi spune celui de lângă ea: mă scuzați, sunteți cumva patronul firmei de la care lucrează soțul meu? Nu. Atunci vă rog să vă scoateți rapid mâna de sub rochia mea.
Așa, și cel de-al doilea, ăsta mie mi-a plăcut foarte mult. Dar unde l-am pus? Da, aici este. Se uită Ion la o domnișoară foarte frumoasă în autobuz și zice: pantaloni Dolce & Gabbana, pantofi Gucci, tricou Armani, geantă lui Vuitton. Un lucru nu înțeleg, ce cauți tu în troleibuzul ăsta? Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost și azi alături de noi. Le mulțumesc celor doi sportivi, așa cum vă spuneam, Marian Halas și Vasile Fușle, din elita judoului sădmărean, că ne-a onorat cu prezența în această dimineață. Le doresc mult, mult succes. Iar acum îi dăm cuvântul antrenorului nostru național, Mr. Florin Mureșan, să ne spună noutăți din lumea sportului. Continuăm tot cu sport, cum s-ar zice, dar dumnealui o să ne spună cum stăm la basket. Eu sunt DJ Gabi, vă doresc o zi bună. Ne vedem mâine dimineață pe 7 fix. Bye, bye! Bună dimineața, Gabi, bună dimineața, invitațiilor tăi și bună dimineața telespectatorilor. Astăzi începem cu fotbal, pentru că revine în actualitate Liga Campionilor. Două partide din optim se joacă în această seară, iar cel mai interesant meci se joacă în Anglia. Manchester City întâlnește pe FC Barcelona la 21:45. De asemenea, al doilea meci al serii, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain. Miercuri sunt programate alte două partide, Arsenal cu Bayern München și AC Milan cu Atletico Madrid. Celelalte meciuri se vor juca pe 25 și 26 februarie. Olympiacos Pireu cu Manchester United, Galatasaray Chelsea, Schalke Real Madrid și Zenit San Petersburg cu Borussia Dortmund. Așadar, de astăzi revine în actualitate Champions League. Tot astăzi, de la 18:30, Steaua întâlnește Universitatea Cluj în ultima restanță a Ligii 1. Steaua e pe primul loc după victoria de vineri 4-0 cu Concordia Chiajna. Un succes astăzi a îndepărtat oarecum la 3 puncte campioana de principalele urmăritoare de Astra și de Petrolul Ploiești. Tot legat de fotbal, Olimpia trebuia să joace astăzi un amical cu FCM Turda, partida a fost însă anulată. Olimpia și-a refăcut programul de jocuri de verificare din această săptămână. Mâine e un joc școală cu juniorii republicani A din cadrul clubului. Vinere ar putea să fie un amical la Valea lui Mihai, încă nu e bătut nimic în cuie, la fel cum sâmbătă ar trebui să fie două meciuri, unul oficial, să-i spunem așa, deja stabilit, meciul de prezentare de la ora 11 cu Gloria Bistrița, și al doilea în care Olimpia va folosi mai mult rezervele și juniorii, o deplasare la Debrecen cu un meci cu formația satelit a echipei Debrecen de prima ligă din Ungaria. Așadar, un program destul de încărcat. E ultima parte a pregătirilor pentru sezonul oficial, care va debuta pe 1 martie în Liga 2. În Liga 2, Olimpia are de jucat primele două meciuri acasă cu UTA și CSU Craiova la început de sezon oficial 2014. Tot legat de fotbal, să spunem că în weekend Someșular a jucat o partidă amicală cu FCM Baia Mare. Din păcate, cei de la Oara au pierdut la o diferență considerabilă. 6-0 s-a terminat meciul în favoarea celor de la FC Baia Mare. Încet, încet și echipele de Liga 4 își reau pregătirile. Campionatul va începe pe 16 martie, așadar în mai puțin de o lună începe și sezonul oficial în Liga 4. În ceea ce privește celelalte sporturi, avem o săptămână încărcată pentru basket. Miercuri, de la ora 17, CSM Satu Mare întâlnește CSM Târgoviște într-o partidă ce contează pentru etapa 19 a Ligii Naționale, iar sâmbătă un meci cu Phoenix Galați, o victorie asigură în proporție de 90% intrarea în play-off a formației sădmărene. Așadar, două partide interesante în această săptămână. Ieri s-a decis ca intrarea la meciurile CSM-ului, nu numai la basket, ci și la volei și handbal, să fie liberă pentru spectatori, pentru o mai bună promovare a sportului sădmărene. Așadar, intrare liberă de acum încolo la meciurile echipelor Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Marco Botta pare a fi performerul acestor zile. El a fost premiat la Gala Campionilor Federației Române de Automobilism Sportiv, de 3 ori campion național. Va trece însă din acest an la o clasă superioară. Oricum, un premiu important pentru el, un premiu oferit de la Palatul Știrbei, acolo unde a avut loc Gala Campionilor. Iar vedeta TV Gina Pistol a fost cea care i-a mânat micului nostru campion premiu cel mare, ca să spunem așa. De asemenea, am avut o participare numeroasă și rezultate deosebite pentru luptători în weekend la
turneul internațional de la Beclean. Toate rezultatele le găsiți în Gazeta de Nord-Vest de astăzi. Și apropo de lupte, mergem înspre circuitul MMA. În premieră avem un sădmărean care se va bate în Anglia în circuitul MMA. Dacian Barbul va participa la două gale, la Norwich sâmbătă și apoi la Londra în celebra sală O2 pe 15 martie. Baftă multă și să spunem așa că e un eveniment important pentru sportul sădmărean. Putem consemna așadar în premieră un sădmărean în circuitul MMA din Marea Britanie. Și tot legat de performanțele sădmărenilor, dar în afara țării, Marius Iepure a devenit duminică campion al Bavariei la dans sportiv la latinoamericane, împreună cu Otlil Mabuse din Africa de Sud, partenera lui. Marius Iepure, campion al Bavariei, o finală cu 16 perechi, o reușită pentru el. Campionatul, finala campionatului Bavariei s-a desfășurat la Nürnberg. Cam atât din sport în această dimineață. Ne revedem și mâine la aceeași oră la 9. Să aveți o zi frumoasă alături de Nord-Vest TV.